Preasfințitul Părinte Petroniu, episcopul Sălajului, a fost prezent astăzi în mijlocul credincioșilor parohiei Adormirea Maicii Domnului din Zalău. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie, a rostit un cuvânt de învățătură și l-a felicitat pe Părintele Paroh pentru bogată activitate desfășurată în această parohie. La invitația Părintelui Paroh Vasile Rus am venit cu multă bucurie în această duminică înfricoșatei judecăți la biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului din Zalău, unde am săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. S-a făcut o tradiție ca în această perioadă preasfinția sa să vină în mijlocul credincioșilor noștri, ceea ce denotă că ne prețuiește și că ne iubește, de aceea ne împărtășește cu atâta dragoste cuvântul lui Dumnezeu și vine cu multă dragoste în mijlocul nostru. Ne-am bucurat astăzi de prezența preasfințitului Petroniu la slujba bisericii noastre, făcând ca rugăciunea să fie mai profundă, mai înălțătoare și mai bogată. Mulțumim pentru cuvântul și pentru binecuvântările arhierești, cu atât mai mult cu cât suntem în apropierea postului Paștelui, în care fiecare dintre noi am vrea să fim mai aproape de Dumnezeu. Suntem bucuroși pentru că ne-am putut ruga împreună într-o slujbă arhierească. Cred că Părintele Episcop Petroniu ne vizitează cu bucurie în fiecare an, pentru că acum noi ne pregătim pentru intrarea în postul mare, postul Paștelui, postul pentru învierea Domnului. Biserica Adormirea Maicii Domnului din Zalău a fost construită între anii 1930 și 1934, fiind una dintre cele mai frumoase din oraș.